Și vreau să punctez doar câteva lucruri. La final veți avea acces la un comunicat de presă unde veți putea să găsiți in extenso toate detaliile. Primul lucru, ce a obținut România la acest summit NATO? Știți bine că încă din 2016, de la summitul de la Varșovia, noi am încercat să consolidăm flancul estic. Această încercare am făcut-o împreună cu ceilalți de pe flancul estic și am obținut pas cu pas o acceptare a importanței flancului estic, o întărire a prezenței aliate pe flancul estic și în acest an, în acest demers al nostru de întărire a prezenței NATO pe flancul estic, am obținut două lucruri pe care le consider foarte importante. Am obținut un centru de comandă, așa zis de trei stele, un centru de comandă operațional, cum ne-au explicat specialiștii noștri, fiind un centru de comandă între nivelul tactic, cel mai de jos, și nivelul strategic, cel mai de sus. Un centru important, noi credem că vom avea în final, când centrul este complet, în jur de 400 de ofițeri de stat major din toate țările NATO care vor să fie împreună cu noi acolo. Doi, am obținut o îmbunătățire, o upgradare, se numește, a statutului brigăzii multinaționale pe care am înființat-o, care brigadă multinațională acum a căpătat un statut permanent. Vom continua să negociem cu ceilalți aliați pentru o prezență cât mai solidă în cadrul acestei brigăzi multinaționale. Iată, deci, două rezultate de care putem să fim mândri. Un al treilea rezultat, de asemenea foarte important, a fost faptul că o întreagă sesiune a fost practic organizată la inițiativa și la demersul nostru. Este vorba de sesiunea dedicată Mării Negre, care s-a desfășurat în prezența aliaților cu invitați din Georgia și din Ucraina. Deci acea sesiune s-a desfășurat la inițiativa noastră. Asta, în demersul pe care l-am început încă din 2015, de a pune Marea Neagră, regiunea Mării Negre pe harta NATO, ca să mă exprim așa, lucru pe care l-am reușit cu mare succes, pot să spun. Între timp, există planuri pentru regiunea Mării Negre în NATO, există o abordare intensă, există o prezență aliată foarte bună în zona Mării Negre. Toate acestea le-am obținut prin multă persuasiune. În ansamblu, postura NATO a fost întărită la acest summit. Avem o serie de rezultate frumoase, atât în ce privește structurile de comandă la nivelul NATO general, cât și trupele alocate și, în final, și aici vin la ceea ce v-am promis, sesiunea foarte specială, banii. Știți că în 2014 s-a decis ca, în principiu, până în 2024, alocările naționale pentru apărare să fie 2% din produsul din PIB, produsul intern brut, pentru fiecare țară în parte. Acum, rezultatele sunt foarte diferite și ne aflăm destul de departe de momentul 2014. România, de exemplu, a ajuns la 2% încă de anul trecut și alte țări au ajuns la o performanță similară. Statele Unite sunt în jur de 4% la cheltuiala pentru apărare. Dar avem aliați care și în ziua de astăzi au bugete sub 1% din PIB pentru apărare. Și atunci, pe bună dreptate, s-a pus la modul foarte apăsat în discuție ceea ce am numit noi burden sharing, deci împărțirea
sarcinilor sau a contribuțiilor. Și asta a fost sesiunea specială. După sesiunea noastră dedicată Mării Negre, s-a schimbat întregul program, cu toții am renunțat la întâlnirile bilaterale, din păcate, dar asta a fost situația, apăruse o discuție destul de, ca să zic, destul de intensă. Și am hotărât împreună să schimbăm programul pe loc. Am continuat doar aliații, fără musafir, fără alți participanți și am discutat despre bani. Am ajuns la concluzii optimiste. Mai mulți aliați, care încă sunt destul de departe, de 2%, s-au angajat să-și crească cheltuielile pentru apărare, s-au angajat să ajungă cât mai repede la 2%. Nu vreau să intru în detalii, fiindcă aceste anunțuri trebuie să le facă fiecare stat în parte. Pentru România, anunțul este simplu. Noi suntem la 2% și ne menținem acest nivel. S-a discutat, fără însă să se iau decizie, să încercăm în perspectivă să mergem chiar mai departe și probabil la următoarele summit-uri NATO vom avea o abordare care încearcă să treacă peste nivelul de 2%. Asta a fost sesiunea specială dedicată alocărilor pentru apărare. În fine, acum ultima sesiune de la care am venit direct aici să vă întâlnesc, fiindcă și așa, datorită acestor schimbări, am depășit cu mult ora programată. A fost o sesiune dedicată Afganistanului. Aici pot să vă spun că noi ne-am angajat prima dată în CSAT și astăzi am transmis aliaților că vom crește numărul de personal în Afganistan, de la cât avem acum 770 și ceva de oameni, în special militari, vom ajunge la peste 950 anul viitor, care vor fi și militari, și jandarmi, și sigur ceva personal civil. Este o creștere însemnată pentru România, dar ea se întâmplă în condițiile în care noi am înțeles de mult și suntem convinși că NATO nu este doar despre a primi securitate, ci și despre a da securitate, despre a fi un factor de securitate în regiunea în care ne aflăm, regiunea mare în care ne aflăm, incluzând, evident, și Afganistanul. Trebuie menționat aici că prezența noastră în Afganistan și a celorlalți aliați este o prezență în baza articolului 5. Este singura dată când s-a invocat articolul 5 după catastrofa din New York din 11 septembrie. Noi am înțeles care este rolul nostru, îl jucăm cu mare seriozitate și soldații noștri sunt foarte, foarte apreciați acolo în Afganistan. Și pot să spun, ca și președinte, că sunt mândru de ei. Dacă aveți întrebări, poftiți. Sonia Simionov, Observator Antena 1. Domnule președinte, în urma tensiunilor de astăzi, care au existat în principal pe cheltuieli, exact ceea ce ați spus mai devreme, discuții tensionate, există un conflict între, în principal, SUA și Germania în acest moment. Care este stadiul acestui conflict și dacă, în opinia dumneavoastră, există vreo posibilitate de destrămare parțială a acestei alianțe? Deci pot să vă spun din capul locului că nu există acest pericol. Doi, nu există un conflict. Există o discuție și aceste chestiuni pot să spun că au fost aduse în discuție de președintele Trump. Și trebuie să subliniez. Președintele Trump nu a inițiat un conflict, nu a fost agresiv. A spus lucrurilor pur și simplu pe nume, așa cum este normal între prieteni și aliați. Lucrurile au fost discutate și ne-am despărțit cu înțelegerea clară că NATO este unită,
Este unică, este cea mai puternică alianță militară care a existat vreodată pe pământ și că mergem împreună mai departe. Dar împreună ne-am angajat să cheltuim un pic mai mult pentru a face NATO și mai puternică. Inclusiv Germania. Domnule președinte, Robert Lupițu, Calea Europeană, o întrebare. Ați menționat despre faptul că aliații au acceptat oferta României pentru a găzdui un comandament la nivel de corp de armată. Care sunt pașii următori în acest sens, ținând cont și de inițiativa președintelui american pe care ați salutat-o, acei cei 430? Mulțumesc! Acum, în continuare, și asta am spus-o și în plen, că le-am mulțumit aliaților pentru sprijinul politic, deci au acceptat. Asta înseamnă sprijin politic. Avem foarte mult de lucru, fiindcă oamenii care urmează să participe, ofițerii care vor veni în acest centru de comandă, se alocă în baza unor discuții bilaterale. Așa că, în continuare, vom discuta cu fiecare aliat în parte, le vom prezenta oportunitățile și credem că, așa cum am reușit, de exemplu, cu Brigada Multinațională, într-un timp record să avem o participare foarte, foarte bună, așa vom reuși și cu centrul de comandă. Dar lucrurile sunt abia la început. Bună ziua, domnule președinte, Dragoș Sasu, Libertate. Aș vrea să vă întreb în contextul anunțului făcut de președintele american de a crește peste 2% bugetele pentru apărare, dacă pe viitor considerați că România își va permite să aloce mai mult decât a făcut până acum pentru această zonă. Și aș continua cu o altă întrebare legată de vecinii României, de exemplu Ucraina, având în vedere tensiunile din Crimea, cum privește România tot ce se întâmplă acolo, o militarizare foarte puternică a zonei. Mulțumesc! Dați-mi voie să vă răspund începând de la ultima parte. Ne îngrijorează. Deci această hipermilitarizarea Crimei ne îngrijorează, este în vecinătatea noastră și această îngrijorare am împărtășit-o aliaților. Tocmai de aceea, cred că pot să spun un lucru pe care îl spunem noi mai des în NATO. Securitatea națională, siguranța, nu are preț, dar pentru asta e nevoie de cheltuială. Deci ca să o asiguri, trebuie să cheltui. Securitatea nu vine de la sine și, cum am spus înainte, România a înțeles de mult că noi nu suntem doar un receptor de securitate, suntem și o țară care oferă securitate și atunci, în primul rând, trebuie să oferim noi securitate românilor. Este evident. Și atunci, cu siguranță, la momentul potrivit, vom fi deschiși la o discuție pe cheltuielile pentru apărare. Este o discuție complicată, în condițiile în care toate sectoarele cer bani, și sănătatea, și pensiile, și salariile, și școlile, însă fără apărare și fără securitate nu dorim să fim în România. Și atunci, încă o dată, a fost o discuție antamată, nu s-a decis încă nimic, dar cu siguranță vom continua, de exemplu, anul viitor, când ne întâlnim să sărbăm 70 de ani de NATO. Bună ziua, Oana Bâlă, Radio România. Domnule președinte, ați amintit de acea sesiune dedicată Mării Negre. Aș vrea să vă întreb în mod concret, cum a fost primită în rândul aliaților propunerea României de intensificare a prezenței avansate a NATO în regiunea Mării Negre? A fost primită excepțional de bine. Fapt este că prin lobby-ul pe care l-am făcut, prin felul foarte bine documentat în care noi prezentăm de ani de zile situația în regiunea Mării Negre, i-am convins pe aliați. Și prezența aliată în Marea Neagră, ați observat, avem tot timpul anunțuri de presă că nave aliate vin în Marea Neagră, arată că am avut succes cu acest demers și vom merge mai departe. Domnule președinte, bună ziua, Arina Delcea de la Digi24. Dacă ne permiteți și întrebări ce țin de politică internă mai degrabă și v-aș întreba, cum ați primit dumneavoastră atacurile lui Liviu Dragnea de aseară? Președintele PSD spune că sunteți implicat cumva în condamnarea lui, că vă purtați ca un dictator, că faceți presiune asupra justiției. Vă așteptați și cum îi răspundeți?
Nu sunt implicat și apucături dictatoriale n-am avut niciodată, nici nu-mi propun să am. Nu l-am ascultat, nici nu cred că v-ați așteptat, dar am citit anumite știri. E îngrijorător. Este între timp mai mult decât evident că omul și-a luat o pălărie prea mare, nu face față. Cu această pălărie prea mare, lui Dragnea s-au terminat argumentele politice. Și începe cu atacuri la persoană, atacuri la familie, o abordare inadecvată. Și dacă ar fi un simplu politician, aș lăsa-o așa la inadecvată, dar este foarte îngrijorătoare. Fiindcă acest om conduce cel mai mare partid, este președintele Parlamentului și conduce prin interpuși guvernul. Spuneați că nu mai are argumente Liviu Dragnea, însă găsește președintele PSD argumente să spună că în continuare este dezirabilă suspendarea dumneavoastră din funcție. Vă pregătiți de o suspendare? Aș răspunde cu un singur cuvânt aici. Obsesie. Și foarte scurt, domnule președinte, asta dacă deja a treia. Dacă îmi dați voie, aș vrea să vă întreb ce aveți de gând, cum aveți de gând să reacționați în cazul în care până la urmă, coaliția de guvernare decide ca atât codurile penale, codul de procedură și codul penal, dar și legile justiției să fie trecute prin guvern, prin ordonanță de urgență, pentru că știți, vă acuza și pe dumneavoastră în mai multe rânduri, Liviu Dragnea, că tot tergiversați adoptarea unor proiecte importante pentru coaliție. Da, nu tergiversez, îmi exercit prerogativele constituționale. Și trebuie să fac acest lucru, fiindcă sub conducerea acestui Dragnea se legiferează prost. Până la finalul acestei luni, ministrul Justiției a anunțat că va face o propunere către Palatul Cotroceni, către dumneavoastră, pentru un nou șef la DNA. Între timp așteptăm și o desemnare, eventuală desemnare la DICOT. Ne puteți spune când se va finaliza cu o propunere finală la DICOT și dacă sunteți dispus să aveți discuții sau negocieri cu cei din Coaliția de Guvernare sau cu ministrul Justiției pe aceste două teme importante? În ce privește DICOT-ul, voi lua o decizie săptămâna viitoare, după ce se termină toate procedurile NATO. Iar în ce privește DNA, nu am deocamdată niciun fel de date concrete. În măsura în care se va demara procedura, sigur, vom proceda conform legii. Ca întotdeauna. Ar putea exista negocieri cu cei din Coaliția de Guvernare, adică au Liviu Dragnea, Călin Popescu, Tăriceanu o poartă deschisă la Cotroceni, astfel încât să discutați cu ei această propunere? Președintele nu negociază aceste chestiuni. Aceste chestiuni, probabil, se negociază de către Ministrul Justiției. Înainte să facă propuneri, cel puțin așa mi s-ar părea logic, ar fi ciudat să vină Ministrul Justiției cu o propunere care nu este acceptată de coaliția majoritară sau de președinte. Ne-am întoarce într-o situație
pe care tocmai am încheiat-o printr-o decizie importantă. Da, vă mulțumesc. Vă doresc o zi bună. Președintele Klaus Iohannis, domnilor și domnilor, într-o declarație de presă, conferință de altfel de la Bruxelles, după summitul NATO, un summit extrem de important. Președintele a anunțat deciziile care s-au luat acolo. După acest summit tensionat, vă spuneam, în principal pe seama alocărilor pentru apărare, iată că România se menține la 2% din PIB pentru înarmare, iar în viitor nu s-a definitivat niciun fel de discuție, dar în perspectivă se poate merge mai departe, spune președintele. O să discutăm și despre chestiunile pe politică internă. Deocamdată însă să vorbim despre deciziile luate în cadrul acestui summit NATO. Stăm de vorbă cu domnul Iulian Fota, analist pe securitate. Bună ziua, domnule Fota! Bună ziua, domnule Iulian Fota, sunteți în direct. Bună ziua! Așadar, președintele spune că în perspectivă este foarte posibil ca și România să crească alocările, iată, pentru înarmare, pentru bugetul NATO. Vreau să vă întreb dacă România, a fost întrebat și președintele, dacă România poate susține așa ceva și ce înseamnă perspectivă, referindu-ne la ani? Vă rog. Dacă eu am înțeles bine declarația domnului președinte, dânsul a spus că a început o discuție cu privire la depășirea plafonului de 2%. Și știm lucrul ăsta deja și din relatările presii internaționale, pentru că domnul președinte Trump, în interiorul Alianței Nord-Atlantice, a venit cu această propunere. Că poate e timpul să discutăm și alt plafon, unul peste, superior celui de 2%. Acum, fiecare țară își va purta discuția asta în interior, fiecare țară se va raporta, ca să zic așa, la discuția asta, din perspectiva situației economice. Vor fi puse în balanță tot felul de lucruri, inclusiv interese de ordin politic, intern și internațional, și se va lua decizie. Dar este clar că e un proces de care va lua timp, care va dura. Deocamdată nu știm, așteptăm comunicatele oficiale ale NATO să vedem dacă termenul de 2024 a rămas valabil, pentru că tot acest proces de creștere a bugetului apărării până la plafonul de 2%, discuția veche, ca să zic așa, era estimat să fie finalizat până în 2024. Deci sunt o serie întreagă de informații pe care va trebui să le, să luăm act de ele în urma unor comunicate oficiale. Dar eu cred că e începută discuția peste tot și va fi și la noi această discuție. E cazul, e momentul, se justifică mărirea bugetului apărării peste 2% sau păstrăm acest plafon în continuare? Domnule Fota, președintele spunea că nu există riscul dezintegrării NATO după ce în presă au apărut o fel de informații că a fost tensiune maximă acolo, tocmai din cauza alocărilor acestea bugetare. Vreau să vă întreb cum sau să vă rog să faceți o analiză a modului în care a decurs acest summit, dacă într-adevăr au fost tensiuni maxime, dacă s-au stins sau discuțiile continuă. Nu putem spune că au fost tensiuni maxime, că ar trebui să comparăm cu altceva sau să ne raportăm la altceva și nu avem un termen de comparație. Dar este clar că a fost cel mai tensionat summit din ultimii ani, din ultimii 10 ani, dacă nu cumva chiar din ultimii 30 de ani. Deci a fost un summit mai complicat, cu discuții mai delicate, cu ceva reproșuri și, repet, presa internațională aici, cum să spun, a dat suficient de informație ca să înțelegem că totuși ceva s-a întâmplat în interiorul acestui summit. Mai ales că o serie întreagă de, cum să spun, puncte de vedere, o serie întreagă de idei au venit absolut pe neașteptate. Adică procentul de 4% propus de domnul președinte Trump, eu unul și urmăresc în general cam ce se întâmplă cu Alianța sa Nord-Atlantică, nu l-am auzit să fie menționat pe undeva în pregătirea summitului. Acum, ce-i drept? Că nici n-am fost conectat direct la bucătăria summitului și e posibil ca în discuțiile diplomatice cifra asta să se fie rostogolit, să fi fost menționată deja, rămâne să ne clarificăm. Însă e absolut, cum să vă spun, cert că a fost un summit mai complicat, cu discuții ceva mai delicate decât altă dată și, într-un fel, e firesc și aici înțeleg și demersul domnului președinte și al altor șefi de stat sau de guvern, demersul acesta de a încerca să liniștească opinia publică, că totuși, prin intermediul presiei internaționale, opinia publică a sesizat că lucrurile sunt un pic mai complicate în interiorul alianței. Și atunci, depinzând toți de această alianță, fiind atât de importantă pentru noi toți, inclusiv pentru americani, e firească întrebarea opiniei publice. Ce a fost de fapt acolo? Ce s-a întâmplat? Cât e de complicat? E bine că președintele a făcut aceste precizări, pentru că, repet,
toți ne-am temut că lucrurile sunt ceva mai complicate, dracu nu e atât de negru precum ne temeam noi, precum părea, dar pe de altă parte nici nu cred că e situația atât de simplă sau de rutinieră ca altă dată. Adică, într-un fel, și NATO se adaptează la aceste vremuri noi mai complicate. Cum vedeți poziționarea Germaniei în viitor, ea fiind extrem de atacată la acest summit, frontal chiar, de domnul Donald Trump? Depinde foarte mult de cum se vor raporta statele membre la acest summit. Și la ce mă refer? Evident că avem în Europa, și asta se știe, eu un lucru bine cunoscut, avem în Europa o aripă mai sceptică, chiar aș spune cu accente anti-americane. Va conta foarte mult ce mesaj vor da șefii de stat de guvern când se vor întoarce acasă. A zis, președinte Klaus Iohannis a spus, summitul e ok, s-a încheiat cu bine, NATO este întărit. Dacă și toți ceilalți președinți, inclusiv doamna cancelar Merkel, va da acest semnal, eu cred că momentul ăsta va fi depășit mai ușor. Dacă vor fi lideri europeni care vor fi tentați să profite de discuțiile ceva mai complicate din interior, să arunce o umbră de îndoială asupra alianței, atunci, într-adevăr, vom avea o situație ceva mai complicată, mai aș putea să spun chiar periculoasă și în Europa. Dar eu nu cred că se va întâmpla chestia asta. Deci această două ipoteză, eu nu o consider foarte probabilă. Pentru că știți ce se întâmplă? Europa fără Statele Unite este descoperită, este vulnerabilă, este, aș putea să spun, în pom din punct de vedere militar. Și o ultimă întrebare, domnule Fota, ca o concluzie, să înțelegem că a fost un câștig acest summit și pentru România, pentru că președintele, în afară de discuțiile despre alocarea de 2%, a mai spus despre centrul de comandă NATO pe teritoriul României, 400 de ofițeri. Cel mai mare câștig, știți unde este? De 14 ani, de la summitul NATO de la Istanbul, și ăsta, dacă nu mă înșel, a fost în 2004, deci de 14 ani ne chinuim ca NATO să organizeze o sesiune dedicată special zonei Mării Negre. Iată că s-a întâmplat acum. S-a reușit acest lucru. Asta este principala mare realizare din perspectivă românească acestui summit. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Iulian Fota, pentru analiza dumneavoastră. Așadar, demonstrație de forță făcută de Donald Trump la Bruxelles, președintele american a reușit să obțină tot ce și-a propus de la reprezentanții statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice, după o serie de neînțelegeri majore care au dus la anularea tuturor întâlnirilor bilaterale din cea de-a doua zi a summitului, inclusiv cu Klaus Iohannis. Liderul de la Casa Albă a reușit să obțină angajamentul statelor membre că vor contribui cu mai mult de 2% din PIB pentru apărare. For years, presidents have been coming to these meetings and talked about the expense, the tremendous expense for the United States, and tremendous progress has been made. Everyone's agreed to substantially up their commitment. They're going to up it at levels that they've never thought of before. The commitment was at 2%. Ultimately, that'll be going up quite a bit higher than that. So we are... We made a tremendous amount of progress today. Dezacordurile au apărut în timpul unei reuniuni a celor 29 de aliați NATO cu partenerii din Georgia și Ucraina, tema de discuție fiind situația de securitate la Marea Neagră. În scurt timp însă subiectul a fost schimbat în alocarea a minim 2% din PIB pentru apărare, iar SUA și Germania au ajuns la contradicții majore. Țările partenere invitate, Georgia și Ucraina, au părăsit reuniunea și au rămas în sala reuniunii doar cei 29 de lideri aliați. Donald Trump a cerut țărilor membre să își dubleze contribuția pentru apărare la 4% din PIB. În urma acestor neînțelegeri, întrevederea dintre președintele Statelor Unite cu cel al României a fost anulată. Aceasta era menită să aibă loc la ora 11, ora României, cu 30 de minute înainte de începutul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic la nivel de șef de stat și de guvern, cu parteneri operaționali Resolved Support și posibili parteneri operaționali. Președintele Klaus Iohannis este, se întâlnește cu Donald Trump, cu singura diferență că este într-un Consiliu Nord-Atlantic restrâns, care a luat locul întâlnirilor bilaterale, întâlnirii pe Afganistan, deci practic din acea întâlnire pe Marea Neagră cu Georgia și Ucraina s-a trecut în mod abrupt la un Consiliu Nord-Atlantic în format restrâns 1+1.
România este unul dintre cele 8 state membre NATO care respectă cerința de a aloca pentru apărare minimum 2% din PIB. În afară de întâlnirea cu Iohannis, liderul american avea programate întâlniri cu șefii de stat sau de guvern din Ungaria, Ucraina, Georgia, Armenia ori Azerbaijan. Blocajul între aliați apare cu doar câteva zile înainte ca Donald Trump să participe la primul său summit cu omologul din Rusia, Vladimir Putin. Întrevederea va avea loc pe 16 iulie în Finlanda, iar Trump a spus despre aceasta că va fi mai ușoară ca summitul NATO. I hope that we're going to be able to get along with Russia. I think that we probably will be able to. The people in the room. Și continuăm jurnalul cu o informație de ultimă oră. Iată, mai multe vedete din România sunt audiate la această oră într-un dosar de trafic de droguri. Stăm de vorbă în continuare cu Gabriela Mihai pentru a afla detalii. Te rog, Gabi. Vorbim despre un dosar instrumentat de DIICOT Ploiești. Chiar în aceste momente acolo au loc audieri. Una dintre persoanele audiate în aceste momente este Raluca Bădulescu. De altfel, aceasta ar avea calitate de martor în dosar și sunt mai multe vedete autohtone implicate în acest dosar, vizate. Vorbim despre un dosar cu trafic de droguri și droguri de mare risc. Pe de altă parte, în afară de Raluca Bădulescu, ar mai fi, așa cum spuneam, și alte persoane implicate, cum ar fi creatorul de modă Răzvan Ciobanu sau un cântăreț de manele Elis Armeanca. De același dosar ar fi vizat conform anumitor surse, tot în calitate de martor și Oreste Teodorescu. Și important de menționat este că dintre toți cei pe care i-am menționat, conform anumitor surse, Elis Armeanca ar avea calitate de suspect în acest dosar instrumentat de DIICOT Ploiești. Așadar, au loc audieri, vom vedea dacă ulterior se vor face și rețineri în acest dosar. Important de menționat este că vorbim despre droguri cum ar fi cocaina sau cannabisul. Mulțumesc foarte mult, Gabriela Mihai, pentru toate aceste informații. Mergem mai departe. Laura Codruța Chioveși a intrat în concediu chiar în ziua în care trebuia să înceapă munca la parchetul general. Nu a participat nici la predarea de mandat către Anca Jurma, noua șefă interimară a instituției. A participat, în schimb, procurorul general, cel care a și delegat-o pe Chioveși la Serviciul de Îndrumare și Control, unde se va ocupa chiar de strategia anticorupție. Laura Codruța Chioveși a fost așteptată să-i predea mandatul Ancăi Jurma, procurorul care va asigura interimatul la DNA până la desemnarea unui nou procuror șef cu drepturi depline. Surpriză însă, Chioveși și-a luat 10 zile de concediu. Între timp, cel care a luat-o sub aripa sa ocrotitoare, Augustin Lazar, a anunțat că organizează o ceremonie de predare-primire a mandatului la DNA. Anca Jurma a fost delegată în funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție pe o perioadă de 6 luni. Lazar a ținut să explice și de ce a ales să o transfere pe Chioveși la parchetul general, asta deși CSM o trimisese la DIICOT Sibiu. Este o tradiție a Ministerului Public de a valorifica mereu procurorii cu expertiză într-un anumit domeniu, după ce își încheie o misiune profesională, un mandat sau își încheie în alt mod mandatul pe care îl îndeplinesc, să revină și expertiza lor să fie valorificată în Ministerul Public. Lazar a decis să o delege la șefia DNA pe Anca Jurma, fosta consilieră personală a Laurei Codruța Chioveși. Din octombrie 2002, Jurma a ocupat funcția de procuror șef al Serviciului de Cooptare Internațională de Informare și Relații Publice din cadrul DNA. Anca Jurma este fiica fostului procuror general Nicolae Cochinescu. Direcția are o răspundere majoră în îndeplinirea mandatului. Armați-vă cu multă răbdare dacă plănuiți o mini-vacanță la mare în acest
acest weekend. Sunt lucrări de asfaltare pe autostrada Soarelui. Șoferii care au vrut să ajungă astăzi la Constanța au mers bară la bară de la ieșirea din București până la kilometrul 30. Și de parcă nu ar fi fost de ajuns, traficul pe tronsonul Lehliu-Drașna a fost închis mai bine de 20 de ore din cauza unei cisterne cu cherosen răsturnate ieri după amiază. Ora 12. Drumul spre mare. Chiar la ieșire din București, în mijlocul zilei și în plin sezon estival, aveau loc lucrări de asfaltare. Zeci de utilaje și de drumari blocaseră prima bandă de circulație până la kilometrul 30. O adevărată probă de foc pentru românii care își doreau cu ardoare o baie în Marea Neagră până la orele prânzului. Coloana de mașini a ajuns însă la aproximativ 3 km, ceea ce a întârziat cu mult planurile de vacanță ale șoferilor. Noi vrem să ajungem la Constanța. S-au apucat drumarii de asfaltat tot mai acum, în plin sezon. Cum vi se pare? E la noi, în România. Pare că nu e chiar bine. Mai bine lăsau pe altă dată, când mai puțin se circulă. Acum sezonul, lumea pleacă la mare, înapoi. Este un obișnuiesc tot timpul. Când se asfaltează, e dezastru pe drumuri. De fapt, tot timpul. Se anunță un weekend plin pe litoral odată cu primele temperaturi cu adevărat de vară. Reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism sunt revoltați și se opun reparațiilor pe timpul verii, când autostrada este foarte aglomerată. Sunt convinși că se vor forma cozi uriașe. Unii șoferi s-au arătat însă foarte îngăduitori cu obstacolele întâlnite pe A2. Bine că a fost dat în funcțiune, că altele nu se mai dă în funcțiune. Restricții de circulație au fost și lunile trecute, când două plăci de beton s-au ridicat și s-au spart, punând în pericol siguranța circulației. Drumarii au muncit la foc continuu să peticească suprafața surpată, însă situația periculoasă se poate repeta oricând, pentru că autostrada Soarelui are pe 26 de kilometri plăci de beton care se pot desprinde. Scandal în sistemul judiciar, consilierii de probațiune din București și din țară au protestat timp de 2 ore și amenință cu greva generală dacă nu le vor fi soluționate revendicările. Oamenii care îi supraveghează pe condamnați susțin că statul a uitat de ei, că sunt supra-solicitați și că sunt nevoiți să cumpere consumabile din buzunarul lor pentru a-și putea continua activitatea. Consilierii de probațiune din toată țara sunt revoltați că de ani de zile își primesc salariile cu întârziere și sunt obligați să își desfășoare munca în condiții grele, fără să li se pună la dispoziție măcar un necesar minim de consumabile. Ei amenință că se poate ajunge până acolo încât ar putea bloca comisiile de eliberare condiționată. Se pare că noi, cei 550 de consilieri, nu am contat suficient în fața domnului ministru, însă suntem convinși că deținuții vor avea mai multă trecere pentru dânsul. Poate pe noi ne poate ține privați de aceste drepturi salariale de ani de zile, dar nu știu dacă își vor permite să țină un om în penitenciar mai mult decât trebuie. Anul trecut, numărul de dosare de care au trebuit să se ocupe angajații de la probațiune a fost de 100.000. Ei spun că volumul de muncă este foarte mare și depășește de 5 ori media europeană. De când s-a reorganizat Direcția Națională de Probațiune, sistemul de probațiune a intrat în colaps. Când a fost vorba să amendeze CEDO România pentru condițiile din detenție, probațiunea a fost pusă pe tapet ca fiind soluția, însă nu au investit în sistemul de probațiune. Consilierii de probațiune sunt cei care verifică eliberații condiționat, inclusiv condamnații VIP, precum Gigi Becali și Adrian Năstase. Probațiunea a fost gândită ca o soluție ieftină pentru a scădea aglomerația din închisori. Un condamnat în probațiune costă statul 62 de lei lunar, în timp ce un condamnat în detenție costă aproximativ 3.000 de lei lunar. Haos la ANAF, guvernul a fost nevoit să amâne din nou termenul pentru declarația unică de venituri, totul după ce site-ul ANAF a picat astăzi din cauza numeroaselor accesări. Documentul ar fi trebuit să fie depus până pe data de 16 iulie, dar termenul a fost prelungit până la finalul lunii. Sistemul informatic ANAF nu a mai făcut față. Mii de români au încercat să depună declarația unică înainte de termenul de 16 iulie. Pentru că site-ul nu a funcționat, oamenii au fost nevoiți să se îmbulzească la ghișee. Am avut puține acte de depus și a fost rapid. Aș prefera online, e mult mai ușor decât să stau aici. Am stat o oră și jumătate la coadă.
Oamenii spun că eroarea apare în momentul în care vor să încarce formularul. Nu putem încărca deciziile de impunere unică online, pe platforma online. Noi suntem persoană fizică autorizată și atunci când încercăm să încărcăm decizia, ne duce către formularul de contact. Chiar dacă au fost probleme, cei care au avut nervi să stea la coadă au reușit totuși să depună actele și să beneficieze astfel de bonificația de 5%. Chiar dacă a fost site-ul blocat, doamna a ieșit, a luat codurile de înregistrare primite pe e-mail și asta a fost tot. Termenul limită de depunere a declarației unice în 2018 era data de 16 iulie. Formularul trebuie depus de către persoanele fizice care realizează individual sau într-o formă de asociere venituri ori pierderi din România sau și din străinătate. De asemenea, este vorba și despre persoane fizice care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii în conformitate cu prevederile codului fiscal. Pentru contribuabilii care încep o activitate în decursul anului fiscal, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. La fel se întâmplă și în cazul contribuabililor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut până la această dată obligația depunerii declarației unice. În cazul în care contribuabilii încep o activitate în luna decembrie, ei trebuie să depună declarația unică până la data de 15 martie, inclusiv moschee din București nu va mai fi construită, proiectul a fost anulat din lipsă de fonduri și nu ca urmare a numeroaselor proteste care au avut loc în capitală de-a lungul timpului cu privire la acest așezământ. Terenul va fi înapoiat statului român. Moscheea din București urma să fie cea mai mare construcție de acest tip din Europa. Ar fi trebuit ridicată pe un teren din apropiere de Casa Presei Libere. Terenul fusese primit în 2015 de la Area APPS de Muftiatul Cultului Musulman din România și putea fi folosit gratuit timp de 49 de ani. Singura condiție era ca lăcașul de cult să fie gata în 3 ani. Din lipsă de fonduri, cultul musulman anunță însă că nu a putut respecta termenul de 3 ani de construcție. Asta nu înseamnă că guvernul nu ne-a fi ajutat, dar noi nu ne-am dorit de la bun început un sprijin din partea guvernului. Cerut un sprijin din partea statului turc, au apărut alții. Cina și farmacie Carol Dabila din capitală, viitorii studenți s-au așezat la coadă cu mult înainte de 9, ora la care au început depunerea dosarelor. Au stat la coadă cel puțin 2 ore, iar numărul mare de candidați face ca emoțiile acestora să crească. Cum locurile la buget sunt puține, lupta este strânsă. Între mulțimea de viitori medici găsim și tineri care cred că ar putea să schimbe realitatea crudă din spitalele noastre. Când te gândești la un domeniu pe care vrei să-l urmezi mai departe, trebuie să iei în calcul și posibilități materiale și ce oportunități oferă țara și piața muncii. Mai mult. Așa că m-am gândit că sigur am stabilitate dacă termin medicină și o să-mi găsesc imediat un loc de muncă. Vreau să devin doctor cardiolog și asta e în mare. Te-ai gândit și la salariile pe care le... E un bonus, nu m-am gândit. Am ales doar ce vreau să fac. Nu m-am gândit foarte mult la salariu, dar de anul ăsta, dacă tot s-au mărit salariile, de ce nu? Examenele la facultățile de medicină vor începe săptămâna viitoare. Concurența strânsă este și la universitățile din Timișoara și Iași. Din păcate, statisticile arată că aproape jumătate dintre absolvenții de medicină pleacă să profeseze în străinătate. Cozii au fost pentru a doua zi și la Academia de Studii Economice din capitală. Sute de tineri care vor să devină economiști sau să lucreze în marketing și management au venit să-și depună dosarele de înscriere. Sunt ceva dificultăți la înscriere, în completarea formularelor? Formularele nu sunt foarte complicate. Singurul lucru deranjant, să spun, este coada, care totuși nu avem cum să o evităm. Cât timp aveți de așteptat la coada ca să ajungeți să vă depuneți dosarele? Depinde, poate o oră, două. Vă descurcați cu completarea formularelor? Da. La ce facultate vă scrieți? La ce facultate aveți? La cea de business și turism. Pentru că la liceu am avut acest profil de turism și alimentație și vreau să continui pe acesta. Nepoartă. La ce aveți emoții pentru ea? Nu. La ce facultate se înscrie? Asta nu mai știu. Depinde de ea.
n-a vrut să ne spună. În total, Academia are anul acesta aproape 6.000 de locuri, dintre care mai puțin de jumătate la buget. Rezultatele vor fi afișate pe 24 iulie. Crimă oribilă în județul Sibiu. Un român de 35 de ani, stabilit în Grecia, s-a întors în țară pentru a-și petrece 2 zile de concediu, însă a fost ucis de un vecin. Rudele acestuia au sunat la 112, însă bărbatul înjunghiat nu a mai putut fi salvat. A murit la spitalul din Mediaș. Ce să mai zic? Că și cum ați distrus, credeți? A venit din Grecia, a făcut un chef oamenii, l-a chemat și pe el. Și de acolo le-a venit scandal. Victima avea 35 de ani, locuia în Grecia de câțiva ani și venise acasă în concediu în urmă cu 2 zile. Vineri s-a întâlnit cu un vecin și au sărbătorit momentul. Nimeni nu știe de ce s-au certat. La un moment dat, bărbatul a fost înjunghiat de mai multe ori și lăsat să zacă într-o baltă de sânge. Rudele au alertat echipajele de salvare care l-au dus la spital, însă medicii nu l-au mai putut salva. Victima avea 3 copii minori, un băiat și 2 fetițe gemene. L-a murit cu acest criminalul ăsta. Se dai pe viață, pe viață. Au rămas 3 copii. 3 copii orfani, fără tată. Eu ce fac acum? Ce fac? S-a dus. A rămas singură, nu mai a copii, nici tată. Suspectul a fost reținut la scurt timp de polițiști. El va fi cercetat cel mai probabil pentru omor. Schimbări importante pentru români. Cei conectați la sistemele centralizate de încălzire nu vor mai avea dreptul legal de a se debranșa. Un proiect care modifică legea energiei termice a fost adoptat de Camera Deputaților și așteaptă să fie promulgat de președinte. Legea nu se aplică însă pentru cei care s-au debranșat deja. Proiectul care modifică legea 325/2006 a energiei termice face practic imposibilă debranșarea prin mai multe prevederi. În document se specifică faptul că deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu și debranșarea totală a instalațiilor interioare de încălzire și sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu sunt interzise în cazul în care acesta se află într-o zonă unitară de încălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică. Și în prezent, debranșarea este greoaie, fiind permisă doar în anumite condiții, cum ar fi acordul vecinilor, acordul asociației de proprietari și anunțarea în scris a furnizorului. Actul normativ ar fi în favoarea companiei Radet, care se află în insolvență din 2016, tocmai din cauza numărului mare de cetățeni care au renunțat la serviciile sale. Legea nu se aplică însă retroactiv, deci nu îi va afecta pe cei care au deja centrale termice. De asemenea, este obligatorie montarea de contoare individuale pentru toate apartamentele legate la sisteme centralizate până la 31 decembrie 2020. În luna decembrie a anului trecut mai erau circa 1,24 de milioane de apartamente racordate la sistemele centralizate de distribuție a energiei termice în toată țara. Dintre acestea, aproape jumătate, 562 de mii, erau doar în București. Pe de altă parte, în 2016 s-au cumpărat circa 200 de mii de centrale termice individuale pe gaz, potrivit estimărilor comercianților. Gabriela Firea continuă să prezinte bilanțul după primii 2 ani la Primăria Capitalei. Domeniul vizat astăzi este sănătatea, iar primarul general recunoaște că mai sunt multe de realizat, dar primii pași adevărați pentru sănătatea bucureștenilor au fost făcuți. În lista realizărilor enumerate de Gabriela Firea apar modernizarea Spitalului de Copii Gomoiu sau a celui de ortopedie, dar și achiziționarea de aparatură modernă pentru toate unitățile medicale din capitală. A fost finalizat proiectul Extinderea, modernizarea și echiparea Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, primul spital pentru copii construit în capitală în ultimii 30 de ani. În locul vechiului spital va fi construit un centru de excelență în oncologie pediatrică, precum și un mini-hotel unde se pot caza însoțitorii copiilor. Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor. De anul acesta, Bucureștiul are unul dintre cele mai moderne spitale de ortopedie și traumatologie din Europa. Primăria Capitalei finalizând o investiție pe care am găsit-o blocată, asemeni multora. Aparatura medicală pentru cele 19 spitale, de asemenea, a fost modernizată.
Tot la capitolul realizării, primarul general trece și voucherele pentru cuplurile infertile, pentru femeile însărcinate. Își propune să ofere o șansă tinerilor diagnosticați cu cancer care vor să-și prezerve fertilitatea înainte de a începe tratamente oncologice. Cât despre ce urmează, Gabriela Firea are proiecte mari. Spitalul Metropolitan, două spitale zonale sau modernizarea altor unități medicale. Construirea unui spital metropolitan ultramodern, conform standardelor europene, cu 1000 de paturi, care să asigure asistență medicală la cele mai înalte standarde, în special pentru cazurile care necesită o abordare multidisciplinară. Vom construi și două spitale zonale cu câte 300 de paturi în sectoarele 3, respectiv 6 ale capitalei. O serie de alte proiecte de investiții pentru modernizarea spitalelor se află în derulare și amintesc doar câteva. Reabilitarea maternității Bucur, reabilitarea policlinicii 11 iunie din sectorul 4, reabilitarea policlinicii Iancului din sectorul 2. Primarul general mai anunță că sunt deja în fază de achiziționare sute de locuințe destinate medicilor și că a fost începută licitația pentru achiziția a peste 100 de ambulanțe. Probleme mari de sănătate pentru Viorel Lis, fostul primar al capitalei, nu mai poate vorbi după ce a suferit un accident vascular cerebral. Soția acestuia, Oana, a declarat că se teme pentru starea lui Viorel Lis. Viorel a avut o fel de probleme de sănătate și toate astea lasă urme. Și micile atacuri vasculare pe care le-a avut, ultimul, adică a fost destul de grav și are probleme cu vorbirea. Viorel Lis a suferit un atac vascular cerebral în urmă cu aproape 3 luni. Starea fostului primar nu s-a îmbunătățit însă prea mult de atunci. Soția acestuia, Oana, spune că se teme pentru Viorel. Din cauza problemelor de sănătate, cei doi nu au putut pleca nici în vacanță. Anul ăsta n-am fost nicăieri plecați, îmi doresc și o să merg la mare și îmi doream foarte mult acum să facem la un restaurant de al nostru preferat 7 ani de la nuntă și 20 de ani de relație, să facem o petrecere cu prietenii ca un fel de, nu știu, seminuntă de cacao, nu știu. Dar știam că el nu o să poată să facă față. Oana a dezvăluit că Viorel și-ar dori o ultima vacanță împreună în Grecia. Mi se pare drumul foarte greu, acolo cu bacul, acolo e insulă, dacă îi se face rău, ce... Cum până ajung la spital, nu i-a interzis doctorul să meargă cu avionul. Dar și dacă moare în avion, ce mă fac? Știrile au ajuns la final, doamnelor și domnilor. Sunt Nadia Ciurlin. Mulțumesc pentru atenție. Urmează Se întâmplă acum cu Tudor Barbu. Noi ne revedem de la ora 2.